15 ianuarie, Ioan 16, de la 13 la 15. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Dorim să studiem poziția Duhului Sfânt. Poate că este bine să vorbim despre Duhul Sfânt ca o personalitate și nu o persoană, fiindcă o persoană posedă un trup. Luca ne vorbește despre Duhul Sfânt care s-a coborât sub formă de trup. Că există între Duhul Sfânt și Isus o diferență, rezultă clar din Scriptură. Duhul Sfânt s-a coborât după botezul Domnului Isus pe el. După aceea Isus, Mesia, a devenit unsul. Chiar și Isus în Matei 12, 31-32, ne spune: oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Duhul Sfânt este deci o personalitate divină de care nu e nevoie să ne atingem. Dar cum stau lucrurile cu Duhul Sfânt și Tatăl din ceruri? Există și aici diferențe? Dacă citim Scriptura, putem spune da. Iisus în Ioan 14:16: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viac. Mânghietorul este trimis de Tatăl, deci nu poate fi Tatăl în persoană. Mânghietorul este o persoană. După crezul meu, cuvântul din acest text ne arată diferența între Tatăl și Duhul Sfânt, fiindcă citim: El nu va vorbi despre El, ci ce va auzi El, va vorbi. Vedem și în acest loc că Duhul Sfânt proslăvește pe Fiul, așa că putem spune că Duhul Sfânt ne conduce înspre Fiul, iar Fiul ne conduce înspre Tatăl, fiindcă Iisus proclamă: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă Iisus spune că Tatăl îl va trimite pe Mânghietorul, atunci putem spune că El a venit de Rusalii pe pământ și peste ucenici. Deci El este aici și noi trăim în timpul Duhului Sfânt, pe când Tatăl este în cer și Fiul șade la dreapta Lui, așa cum de fapt a văzut Ștefan. Noi credem deci în Duhul Sfânt ca Mânghietor, pe care Dumnezeu ni l-a trimis pentru a ne împuternici pe noi și a ne duce în tot adevărul.